Pacea Domnului, dragii mei, și bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Actual. Este a doua care o fac tot din Africa. Aici avem un timp deosebit cu pastorii aceștia. Suntem tare încântați de toată lucrarea frumoasă care s-a făcut aici. Iată, așa de mult mă bucur pentru fratele Radu Blendarencu. El filmează acum. El a venit absolut la fiecare sesiune aici. Împreună cu el mai venea câte unul. Au fost și fiii mei, David, Daniel, au venit și ei de câteva ori aici. Au început în Sudanul de Sud, apoi au venit și au continuat aici institutul. Și așa de mult ne bucurăm acum pentru toți acești studenți care au studiat, toți acești pastori, toți ei sunt pastori, creșterea care au avut-o ei, lucrarea deosebit de mare care o fac, au plantat biserici multe, oameni mulți, mii de oameni s-au întors la Hristos prin ei și atât de mult ne bucurăm pentru impactul care l-au avut. Iată, acum ei vor continua, de acum la nivel 2 se va începe un grup nou, episcopul Eduard Dima foarte mult dorește să extindem institutul și în alte părți, în Sudan, unde încă merge război civil. Foarte mult vrea să mergem și în Kenya cu un astfel de institut, pentru că ei au mulți refugiați și acolo în Kenya. Iată așa, bun. Hai să vă spun câteva lucruri care s-au întâmplat săptămâna aceasta și care mi-au atras mie atenția și aș vrea să le împărtășesc cu dumneavoastră. Primul lucru este, iată, Oazul Antoi, deputat de la PAS, a trimis o scrisoare Metropolitului Vladimir, în care i-a cerut să ia o atitudine similar papei de la Roma. Pentru că papa de la Roma a inițiat pentru data de 26 ianuarie să fie o zi de rugăciune, o zi internațională de rugăciune pentru pace, să fie evitat războiul acesta care vedeți între Rusia, Ucraina, dar de fapt este o confruntare puternică între vest și est. Aici s-a ajuns la o tensiune mare, vestul cu estul a ajuns, și atunci papa a venit cu inițiativa de a avea ziua aceasta de rugăciune și deputatul Oazul Antoi întreabă de ce metropolitul stă, tace, nu zice nimic și cumva îi cere metropolitului să ia atitudine și el. Dar, de fapt, eu mi-am pus întrebarea, deputatul Oazul Antoi cere mai mult să ia o atitudine creștinească sau să ia una politică? Pentru că din scrisoarea care am citit-o eu, se pare că deputatul mai mult vrea ca metropolitul să se pronunțe împotriva Rusiei mai mult, nu împotriva războiului, nu știu cât de mult vedeți noastră aici, pentru că cererea asta mi se pare că tot este una motivată politic. Metropolitul este acuzat de faptul că îl susține pe Sava Volkov, care este episcop acolo în regiunea transnistreană, dar, deci, în timp ce vreau să scot în evidență, că în timp ce metropolitul este acuzat de implicare politică, lui se cere o mai mare implicare politică. Și nu una creștinească, pentru că creștinești este pace, toți vrem pace și da, este normal, am vrea ca și metropolitul, dar de fapt cred că toți capii confesiunilor ar fi bine să vină și nu ar fi nimic greșit dacă s-ar uni toți, absolut toată lumea creștină s-ar uni într-o zi de post, poate într-o zi de rugăciune, s-ar uni pentru pacea aceasta din Ucraina. Însă, iată, când am citit scrisoarea, mi-am mai amintit și știți, acum, recent, când au făcut unii preoți declarații, că de acum înainte, când era cu declarația de la Istanbul, vă amintiți, preoții au cerut ca declarația aceasta de la Istanbul să nu fie semnată, Parlamentul a semnat declarația asta, bun, ce s-a făcut cu ea, dar atunci unii preoți au spus că nu se vor mai ruga pentru politicieni și unii politicieni au ignorat și nu se vor mai ruga nimic. Acum politicienii au ajuns și politicienii cer să se roage, deci ei vor, dar pe un ton așa în care este scris că e obligat să se roage. Mi se pare așa cam stranie. Oricum n-ar fi, noi suntem chemați să ne rugăm totdeauna și chemarea noastră este, iată acum și într-o situație de asta,
îmi dau seama cât de greu este pentru un pastor, pentru un slujitor al Evangheliei, când el merge să fie capelan la război, să fie, pentru că trebuie să înveți pe oameni dragoste, în timp ce acolo este o atmosferă mare de ură, de să înveți dragoste, să înveți compasiune, să înveți pe oameni pace, să se roage pentru pace și numai decât să-i chem pe toți la mântuire, pentru că un preot, orice creștin, este interesat de mântuirea absolută a tuturor oamenilor și a celor din tabăra ta și a celor din tabăra inamicului, pe toți evrei mântuiți să creadă în Domnul Iisus și să ajungă în Împărăția Cerurilor. Dumnezeu să ne ajute să nu fie niciun conflict acum, să se liniștească spiritele și să avem pace și liniște înainte. Alta este, iată, am aflat la știri ceva interesant. Deci în lume, conform Organizației Mondiale a Sănătății, 350 de milioane de oameni suferă de depresie, iar din un milion de oameni care anual se sinucid, un milion de oameni se sinucid anual, deci 40%, 400 de mii de oameni din cei care se sinucid din pricina depresiei. Și depresia aceasta are atâtea forme și ea tot mai mult și mai mult atrage atenția oamenilor și nu știu dacă mulți oameni deja ei cumva se complac, se regăsesc în depresia aceasta. Eu mă gândeam, depresia înseamnă lipsă de speranță, lipsă de nădejde. Atunci când omul nu are nădejde, nu are speranță pentru ziua de mâine, atunci când ajunge într-o situație critică, într-o situație grea și el nu are speranță, atunci repede devine victimă la depresia aceasta și nu-i de mirare că ajung atâția oameni să-și pună capăt vieții. Însă mă gândesc cât de important este pentru fiecare om să fie înarmat cu gândul suferinței. Vedeți? Un copil al lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos din start pe ucenicii lui i-a înarmat cu gândul suferinței și ne-a scris în Evanghelie continuu să fim înarmați cu gândul acesta. La epistola 1 a lui Petru scrie: înarmați-vă cu gândul că veți suferi. Este important pentru fiecare om să fie înarmat cu gândul că va suferi. Vedeți, când intri într-o situație de aceasta, iată noi, de exemplu, acum aici studiem Evanghelia după Ioan, partea a doua. Mă uit la începutul capitolului 16, Domnul Iisus spune: eu vă spun aceste lucruri dinainte că veți suferi, pentru că atunci când vor veni suferințele, voi să fiți pregătiți pentru suferințele acestea. Un om care este pregătit, este înarmat cu gândul că el va suferi, cred că ușor merge prin situațiile acestea de criză din viață. Și invers, un om care, mă gândesc, atâția oameni își pun capăt vieții pentru că, sau ajung în depresie pentru că au pierdut pe cineva drag. Ei nu au o perspectivă a vieții de după mormânt, nu au o perspectivă a vieții vieții, atunci oamenii nu au nicio speranță. Omul fără Dumnezeu nu are speranță și atât de ușor devine victima depresiei. Apropo, aici pe canalul nostru veți găsi mai multe video despre depresie, dar asta am vrut să vă îndemn, Dumnezeu să vă ajute și să ne ajute pe fiecare, să ne înarmăm cu gândul că vom suferi și să ne alimentăm nădejdea noastră continuu, pentru că noi avem o nădejde care nu înșală, nădejdea vieții veșnice, așa să ne ajute Dumnezeu să ne alimentăm. Iată, Facebook, Zuckerberg, zice luni a spus că a făcut un computer care e cel mai rapid computer din lume. Și zice computerul ăsta, nu știu eu, n-am intrat în toate detaliile, dar el spune că este cel mai rapid computer din lume și zice l-a făcut ca să poată analiza rapid conținutul de pe din rețeaua aceasta de socializare și studiază deodată, poate face analiza conținutului care este publicat în diferite limbi, în diferit format și așa mai departe și zice l-a făcut ca să identifice conținutul dăunător, conținutul abuziv. Și asta în contextul la toate învinuirile care i-au fost aduse. Acum am vrea noi să credem că chiar asta face Zuckerberg, dar ne dăm noi seama că computerul ăsta va urmări el alte lucruri, va urmări să ne studieze, să ne cerceteze bine pe toți noi cei care suntem utilizatori, pentru ca să poată face Zuckerberg ceea ce vrea el, când vrea, vedeți, schimbă lucrurile politice. Apropo, Radu, tu ziceai că aici în Uganda Facebook e oprit, da? Facebook e oprit pentru că au încercat să organizeze o mișcare politică așa, destul de periculoasă și atunci președintele țării a luat hotărâri, policienii au luat hotărâri să oprească Facebook-ul. Bun, noi n-am vrea să fie oprit, dar am vrea ca să fie respectată libertatea
libertatea exprimării. Apropo, tot despre libertatea exprimării, tot săptămâna aceasta, tot luni, vedeți câte lucruri s-au întâmplat luni, la început de săptămână, tot săptămâna aceasta, luni, în Finlanda, a avut loc un proces la judecată care a durat 8 ore jumătate. În Finlanda este o sora noastră, o doamnă parlamentar, vai, domnule, dă-ne, doamne, și nouă așa parlamentari și dă-ne toată lumea așa parlamentari. Deci femeia aceasta este o femeie care are și raspinări, o femeie care are verticalitate. Și femeia aceasta acum este judecată, trasă prin toate judecățile. 3 capete de acuzare îi se dau. 1. Pentru că a pus o postare când Biserica Luterană a spus că homosexualitatea nu mai este păcat, femeia aceasta a luat atitudine, a pus o postare și a pus un verset din Biblie care spune că homosexualitatea este păcat. Femeia aceasta apoi într-o emisiune la radio, ea a făcut aceeași declarație și apoi, de asemenea, ea a mai scris un buclet în care spune că familia este între un bărbat și o femeie și nu altfel. Și iată, acum toate acestea 3 îi se aduc așa acuzare femeii, deci este învinuită. Deja este un proces lung și acum a fost, iar a fost procesul acesta, încă apropo, pe 14 februarie urmează să fie altul. Și iată, Radu, fă-i un video la fetița asta, uite ce frumoasă. Așa. Da, bun, continuă. Și, da, acum, deci, femeia este trasă în judecată împreună cu o editură care au publicat broșura aceea, pentru broșură. Și editura care a publicat broșura tot este trasă, fundația care a sponsorizat. Și acum, deci, femeii se bagă în vina asta, zice, după codul penal, auziți, după codul penal ea este judecată și, deci, este judecată chiar incitat la ur împotriva unui grup etnic, dar bun, homosexualii nu sunt, bun, au găsit ei acolo cum să aranjeze după codul ăsta penal, deci ea este învinuită. Femeia se stă tare acolo și să vedeți acuzatorul, ce spune acuzatorul? Acuzatorul zice că el i-a zis ei, doamne acestea, Paivi Rasanen, așa o cheamă pe sora noastră. Deci acuzatorul i-a spus, a început cu învinuirile care i-au fost date și au zis că voi nu stați în fața inchiziției unde noi judecăm convingerile voastre sau vă judecăm pentru erezie. Nu, zice, voi ați insultat, zice, condamnăm actul. Deci ce spune el? Zice, condamnând actul homosexualității, noi condamnăm și persoana. Deci, apropo, și încă ce mai spun? Că ei sunt pentru libertatea exprimării, dar în același timp, zice, nu sunt împotriva Bibliei, spune acela, însă anumite interpretări a Bibliei. Apropo, femeia nici n-a făcut niciun fel de interpretare a Bibliei, a pus textul biblic acolo, așa cum este, textul a pus. Deci, aici se dă o luptă mare și femeia este hotărâtă că va sta fermă, apropo. I-au pus o amendă de 120 de zile. Ce înseamnă 120 de zile? În Finlanda este așa o lege că ei calculează cât e câștigul omului și atunci îi fac, potrivit cu câștigul omului, îi fac amenda. Și iată, așa, i-au pus 120 de zile de lucru al ei. Deci asta a treia parte dintr-un an. Să plătească amenda, altă persoană care a publicat, înțeleg cum, care a lucrat la publicarea acestei broșuri, de asemenea, cât îmi pare că 60 de zile va plăti și încă și Fundația Luterană trebuie să plătească 10.000 de euro. Iată, asta se întâmplă. În Germania, în același timp, tot săptămâna asta în Germania, au ieșit 100 de preoți și lucrători bisericești catolici, au ieșit și s-au declarat că ei sunt homosexuali și ei cer ca Biserica Catolică să-i recunoască pe ei și să nu-i mai persecute, să-i lase așa fiind ei homosexuali, să rămână în slujbile lor. Bine, Biserica Catolică s-a pronunțat împotriva și Papa s-a pronunțat că familia este între un bărbat și o femeie și că homosexualitatea rămâne a fi un păcat. Ei, bine, iată, vedeți din toată lumea ce presiuni. Mie, știți ce mi-a plăcut? Aici, în Uganda, fiind într-o zi, am văzut scris, nu știu, cei care mă urmăresc pe Instagram,
microbus și pe microbusul ăsta erau scris lucruri din Biblie. Deci tot microbusul era o predică, așa, bine. Și acolo am văzut o frază care mi-a atras atenția. A zis că biserica care nu mai predică despre păcat și pocăință este intrarea în iad. Iată, vedeți, și toate presiunile acestea care se pun acum în Europa, în lumea întreagă care se pun, și mai ales din partea acestei comunități LGBTQ, presiunile care se pun împotriva bisericii, este ca biserica să nu mai predice păcatul, să nu mai predice pocăința și în felul acesta să transforme biserica într-o intrare în iad. Ultima tot din Moldova, vlogherița Olga Manciu, săptămâna aceasta a fost în pericol. Cineva, chiar ziua mea zamare, zice, a făcut o tentativă să o violeze pe femeia. Slăvit să fie Domnul că a scăpat și nu s-a întâmplat nimic mai rău, dar iată ce am observat. Femeia aceasta în postarea ei a scris: mulțumesc Universului că nu a avut un cuțit în mână violatorul ăsta care a atacat-o. Și eu vreau să-i atrag atenție doamnei Olga Manciu, că iată afirmația aceasta care ați făcut-o dumneavoastră, ea sună politic corect pentru vremurile noastre, că așa le place la oameni azi să vorbească Universul și așa. Universul, nu mai vreau să vă spun că asta este o blasfemie, asta este încălcarea poruncii a treia din Decalog. A treia poruncă din Decalog spune să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Iată, dumneavoastră ați spus Universul, mulțumiți Universul. Universul este creația, dar Universul a fost creat de un creator care este Dumnezeu. Așa că toți acei care faceți afirmația aceasta, să vă gândiți ori de câte ori spuneți cu Universul, mulțumesc Universul, Universul și așa mai departe, noastre luați în deșert numele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu acuză grav, iată în epistola către Romani, el chiar spune într-un loc, oamenii s-au socotit înțelepți și au înnebunit și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor în troicoană și așa mai departe și apoi spune că s-au închinat creaturii în locul creatorului. Dumnezeu numește asta nebunie. Deci eu vă zic, asta este extrem de periculos. Acum mă gândesc, doamnă, poate dumneavoastră nu ați știut, nu ați citit Biblia, dar am găsit important să vă spun și dumneavoastră și să le spun și la toți alții care cred că a zice una și aceea, și a zice Universul, și a zice Dumnezeu, a zice o forță superioară sau nu știu ce. Nu, nu, nu. Dumnezeu este o ființă. Dumnezeu este personal și Dumnezeu este în afara creației. El este creator, El nu este creație. Dumnezeu să ne ajute să fim înțelepți. Acum, la încheiere, vreau să vă invit pe toți la Biserica Buna Vestirea. Mâine voi predica un mesaj despre mângâierea în suferință. Iată, voi răspunde la întrebarea cum atunci când treci prin suferință, cum să găsești mângâiere, așa ca să ai pentru tine și să ai și pentru alții, că Dumnezeu care este Părintele oricărei mângâieri, El ne dă mângâiere pentru noi și ne dă mângâiere să avem și pentru alții. Dar trebuie să știi cum să o găsești. Ei, tocmai despre asta voi predica mâine. Dacă sunteți în Chișinău, vă aștept cu bucurie. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Pace multă! Nu uitați să distribuiți acest mesaj, să-l asculte și alții.